votează primar de nădejde. Noi ne propunem în cadrul municipiului să facem o redimensionare a primăriei municipiului Chișinău, a Consiliului. Într-adevăr, elementul de bază cred că sunt acele probleme care sunt în municipiul Chișinău și în primul rând suburbiile. Cu părere de rău, suburbiile, nu știu cum a fost dată, au fost dată uitării și fiecare pe cont propriu își căutau activitățile. Așa, practic, toate 18 suburbii activau. Noi ne propunem să avem un plan de dezvoltare a suburbiilor, a comunilor respective, să reorientăm investițiile, anume în acele suburbii care au nevoie de aceste investiții. Totodată ne propunem, într-adevăr, să rezolvăm cele mai mari probleme care există în municipiul Chișinău. Asta e problema mediului înconjurător, salubrizării, problema apei și canalizării, problema transportului. De multe ori s-a discutat ca să vină un investitor, ca să facă o stație de prelucrare a deșeului, de sortare a deșeurilor și așa mai departe. Cu părere de rău s-au alocat și terenurile corespunzătoare, dar oricum nu s-a mai făcut. Exact aceeași probleme eu cred că și în Vadul Vodului. Prin intermediul formei de parteneriat public-privat să atragem un investitor care să vină cu vreo 20-30 de milioane de euro și să rezolvăm problema mediului. Și nu este o problemă. Deci noi avem deja, practic, am avut discuții cu fondurile europene pe mediu, până la 30% vin cu grant, cu element de grant. Totodată am vorbit și cu producători în care aceste deșeuri să le ardem și să facem energie regenerabilă. De ce să nu facem apă caldă sau energie electrică și să dăm în rețea? Ne propunem să creăm o direcție în cadrul municipiului Chișinău, care se numesc așa, direcție de programe de dezvoltare și atragerea investițiilor. Și asta ne va ajuta și mai ușor să atragem investițiile și să rezolvăm careva probleme. Că dacă e de pe medicină, pe medicină, dacă e pe mediu, pe mediu, dacă e pe energetic, pe energie, dacă e pe transport, transport. Și tot acele direcții se monitorizează aceste proiecte. Este programul, un program pentru un oraș mai curat, drumuri mai calitative, familiile noastre să trăiască mult mai bine și împreună cu copiii aici acasă la noi să trăim. Să nu fie orașul nostru împărțit în două părți, cum este Bunoară la momentul de față. Consilierii trebuie să lucreze pentru oamenii care el e gânsat. Tot aceiași primari trebuie să facă tot același lucru. Dacă suntem aleși de oameni. Votează primar de nădejde.